a sărit sezonul ăsta, te cunosc, domn, dacă l-am întrebat și pe Emilian, dar n-a vrut să-mi zică, bă, frate. Am făcut două sezoane, am discutat foarte serios cu producătorii și am zis noi să ne ocupăm, eu cel puțin vreau să mă ocup de muzică, pentru că odată ce filmezi, te cunosc de undeva, lunile astea, și acum se filmează, am înțeles, mult, până în mai, ceva. Și am fost foarte transparent când mai povestea așa în interviuri. Sunt în promovare de album, am scos acum piesă cu Teo, mă ocup de un concept de show, chestii, și îți mănâncă mult timp, te cunosc de undeva, nu prea poți să te ocupi de partea alaltă, știi, de artisticăra aia originală, nu să interpretezi alte personaje. Mi se pare bombă, este proiectul meu de suflet și o să mă întorc oricând cu mare drag, dar acum trebuie să mă ocup de muzică. Bun! Acum este Andrei Ursu, nu mai e Urs, cum ar veni. Da. Rebranding-ul s-a produs după ce a apărut celălalt urs, cum ar veni, că erau prea mulți urși. Nu, am primit mult întrebarea asta, dar nu, e efectiv o coincidență. Vă zic foarte sincer, ți-aș fi spus, dar o să am și o poveste legată de The Real Urs. Ce panic, bine, eu acum sunt de fake urs, gen, sau ce, dacă e da, The Real Urs. Da, el e The Real Urs, adică mă simt ca pe DN1, cum ar veni, știi, când apar urși, stânga, urși, dreapta, nu știi niciodată. Da, nu, eu mă gândeam de mult, când am început proiectul cu WRS, era fan, era micuț și așa, și am zis să fac ceva hipstereală, nu știu ce, și sound-ul era din ăsta mult mai, nu era mainstream, știi? Și a luat amploare proiectul, eu nu știam că o să am succes neapărat și m-am întâlnit de foarte multe, m-am izbit de foarte multe situații, de exemplu prezentatori sau la concerte, la, nu știu, lumea nu știa să zică urs, adică WRS să-l citească urs, VRS, în Spania era WRS. WRS. Da, era ceva rău și la hotel, oriunde mă duceam, la recepție, Andrei Ursu. Bă, indiferent de țară, perfect, și Olanda, și de Suedia, tot. Și am zis, bă, hai că nu e Dita mai rebranduirea, că e numele meu de așa, și am rămas la numele de din buletin. A fost o coincidență că a apărut în același timp și The Urs. În schimb, ce mi s-a întâmplat, am primit foarte multe taguri pe Instagram, pe nu știu ce, oameni care ascultau piesele lui, care se par foarte marfă. Băi, ăsta e celălalt. Păi dai seama, la radio oamenii ziceau piesa de la Urs, de la The Urs, nu știu ce, și oamenii îmi dădeau mie tag și am scris tipei care se ocupă de el, care mi-e prietenă, adică ne cunoaștem foarte bine și zic, bă, Laura, l-ați lăsat pe ăsta, mă, să-și pună nume Urs pe bune, adică n-a fost supărare, era mai mult... Așa, eroare de branding cumva, da. Că o să ne confunde lumea și așa, dar e loc sub soare pentru toată lumea. Pentru toți urșii. Pentru toți urșii, da. Și urez succes și mi urez și mie cel puțin la fel de mult succes cum îi urez lui. Andrei, suntem la Power Couple, am văzut că tu erai cu... Eram cu partenerul meu, da. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim mult. Crezi real că în România se va... omologat treaba asta cum ar veni? Bă, nu știu. Ce știu foarte clar e că nu trebuie să ne forțăm. Eu sunt ăla mult mai centrist, așa, mai conservator. Da. Sunt gen, bă, nu ți-o forța. Cel puțin în cercul meu de prieteni, eu am fost ăla, nu știu, am vorbit cu apropiați și mi se pare că nu trebuie să, cum să zic, să intri în casa omului să zici acceptă-mă sau nu știu ce. Trebuie să, prin puterea exemplului, mi se pare, să și decență. Asta e foarte important. Că mai ales în România este o țară destul de conservatoare și ortodoxă și sunt multe valori care sunt foarte atașate de familia tradițională și n-ai cum să intri acolo să desfințezi într-o dată ceva în care am crezut mii de ani. Și de asta eu sunt foarte rezervat, sunt, bă, să fii decent, nu știu ce, prin puterea exemplului, la modul toată lumea când ne întâlnește e, bă, dar sunteți smartphone împreună, știi, și tip, gen, super, care n-aveam nicio, sau oameni care ai băgat mâna în foc că sunt super homofob sau ceva și sunt, bă, dar ăștia sunt foarte mișto, hai mă, că nu sunt asta. Crezi că sunt unii din această comunitate care cumva sunt poate prea ostentativ și cum strică ideea de cuplu gay? Mi se pare că trebuie, cum să zic, ce nu-mi place mie, îi spun americanii show-off, știi? Uite, de exemplu, eu nu pot să judec că cineva e prea feminin sau prea se îmbracă nu știu cum, dar atâta timp cât e autentic.
Știi? Bă, când vezi pe cineva, uite, de exemplu, iubirea vieții mele, Zarug. Da. Măi, este, el este emană artistică raie prin toți porii, se machiază, se, tu n-ai cum să știi, să zici că omul ăsta e ceva greșit sau face ceva greșit, este superb. Și așa simte el și e foarte autentic. Dacă simți că cineva face asta și miroase, știi? Că miroase că e forțat și că o face doar de dragul să atragă atenția și mi se pare că asta, de exemplu, face un deserviciu comunității sau nu știu ce. Asta e strict părerea mea, știi? Sunt, bă, fii autentic. Asta. Eu nu judec oamenii care sunt mega autentici, sunt efeminați, drag queens, orice există, nu știu, trans, o grămadă de fel și fel de culori pe steagul ăsta, LGBTQ+++. Și de atâta timp cât sunt autentici. Dacă o faci doar de dragul de a atrage atenția, sunt... Înțelegi ce zic? Da. Perfect. Ultima întrebare. L-ai văzut pe Rengle când ai zis că el vrea să rămână însărcinat? Eu cunosc pe Rengle de mult, prea mulți ani. Știu ce-i poate, capul și pielea. Este un dita mai personajul. El, yes. El știe clar cum să... Cum să prindă public, cum să facă oamenii să vorbească despre el. E un nebun și e un personaj extraordinar de marfă și n-am cum să... Adică îl iau ca atare, efectiv. Sunt, mai apare și mie pe TikTok și sunt... E Rengle. Ok. Și suntem prieteni foarte mulți ani de când am venit la prima audiție la Dansez pentru tine la 18 ani, știi? Și erau ei toți Guantă, Rengle, nu știu ce, și m-au văzut și erau tu o să fii șmecher. Și m-am prietenit cu băieți, adică sunt mulți. Ce ai fost șmecher, că ești șmecher. Eu sper să devin și... Bă, băiatule, te pupă fratele tău. Mulțumesc. Stai în 2024 fabulos și îți mulțumim. La fel la toată lumea, ne vedem. Thank you.